Moștenitorul Imperiului Samsung, cea mai mare din Coreea de Sud, a fost arestat în cadrul unui scandal de corupție care a dus la destituirea președintei țării, Park Geun-hye. Vicepreședintele Samsung Electronics și fiul președintelui grupului, Lee Jae-yong, în vârstă de 48 de ani, este acuzat că a oferit 35 de milioane de euro unei companii și mai multor fundații înființate de Choi Soon-sil, o veche prietenă a președintei, în schimbul unor favoruri politice. Acțiunile Samsung au pierdut 1,5% în această dimineață. Vom face tot posibilul pentru ca adevărul să iasă la lumină în cursul procesului, a spus compania într-un comunicat.